Delia și Liviu au stat la un par de vorbă în timpul petrecerii, după ce ea a inițiat acest dialog. Și ești pregătită să fii... să te căsătorești? Da, îți pregătesc să fac un copil, nu să mă căsătoresc. Jure-te! Da! Aș fi data potrivit pentru copilul tăi? Nu știu. Dacă aș spune da, aș minți. Te deranjează cât mai mare? Nu, n-am nicio treabă. Ești gelos? Nu, din păcate. Am avut parte doar de femeie geloasă. Nu sunt geloasă. Îți dau toată libertatea din lume, dacă știi ce să faci cu ea. Se tatona terenul din ambele sensuri sau doar ni se pare? Să nu ne pronunțăm totuși. Hai să mergem mai departe. Ești transpirată? Se frig? Se rece? Dacă ești afară, un pic cred că o să-mi fie. Hai să-ți dau o geacă. Poți să stau în patul tău? Da, te rog. Ce păr frumos ai. Mulțumesc. Nu știu, nu sunt prea lipicioasă. A, uite că acum ești lipicioasă. Nu sunt, sunt sălbatică. Da? Da. Stai bine? Da. Dar să știi că în momentul ăsta ești liber să cunoști toate fetele dacă îți dorești să cunoști pe cineva, adică nu vreau să înțelegi. Și dacă vreau să te cunosc doar pe tine? Asta e decizia ta. Ce face cu doamna Simona luni? Nu știu. Mi-a fost fric și m-a îmbrățișat. Că am ieșit dezbrăcat afară. Eu scuze bună. După ce și-a dat seama totuși că nu a simțit nimic alături de Liviu, Delia a ținut să-i comunice asta. Am încercat să mă apropii de tine pentru că mi-ai plăcut fizic. Și te simt că doare. Nu vreau să te superi pe mine. Dar ce să mă supăr pe tine? Eu chiar am vrut să mă apropii de tine ca să aflu mai multe lucruri. Mi-am dat seama că atunci, săptămâna trecută, când am fost lângă Dedeș, a fost diferit. Dar nu am venit spre tine ca să doar am venit să văd. Și eu mă simt vinovat acum că am venit spre tine. Mi-am dat seama că nu simt nicio emoție. Cum simt... Nu, am înțeles. Chiar am înțeles, dar nu mă simt deloc pro sau în modul ăla, știi? Te rog să nu fii supărat pe mine. Cu ce să fiu supărat pe tine? Dar ce am făcut noi doi? Nimic, doar că... Nu! Și după ce Delia a lămurit cu Liviu de ce anume a inițiat acea discuție cu el și a explicat comportamentul și în fața lui Dedeș. Și aseară am vrut să-ți trimit un mesaj și apoi nu ți-am mai trimis mesaj. Cum am răzgândit și am zis nu, că e toxic, nu, nu fac eu primul pas, pentru că dacă e bărbat și ar fi păsat, ar fi făcut el primul pas către mine. Sincer, aseară m-am culcat pe la 10 și pe la 1:30-2 m-am trezit și mi-am pus așa o întrebare înainte să mă culc. Cum să fac în toată situația asta? Și dimineața m-am trezit cu tine în minte. Îmi place. Și tu mie. Dar și te-am încercat să vreau să vorbești cu mine. Am vrut să fac asta. Și? Și te-am văzut cu el și am zis, gata, ai ales. Și am zis, nu, Bărgoliu nu m-a lăsat. Nu mai ai treabă după de cu mine. Am eu prea mult. Dacă mai ești tu, ce facem? Dar în același timp am simțit că nu e ce trebuie, că ochii tăi după mine erau, chiar dacă erai cu el, știi? Pare rău. Mi-am dat peste cap și pe ăștia pe aici, nu mai înțeleg nimic. Ești supărat pe mine? Nu sunt supărat, jur că nu sunt. Nu sunt. Nu vreau să intru în casă. Nu vrei să intru în casă? Nu. Hai. Nu mai, oprește-te. Iar după aceste apropieri dintre Delia și Dedeș, acesta a vorbit cu Eliza. Poate că ar trebui să consulți un psiholog. De ce? La modul că acolo, probabil, în interiorul tău, există ceva ce ar mai trebui lucrat. Și după recomandarea Elizei venită la finalul discuției lor, Dedeș a fost pus pe gânduri. Știi că ce e ciudat? Că eu am stat toată seara cu Eliza, știi? Bine, am dansat, n-am făcut altceva. Și tu ai stat cu ea toată seara, știi? Și la sfârșit s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Triunghiul Bermudelor. De luni zic mă ia. Ce? Zic ce a fost până acum e pistol cu apă. Ce e ciudat că ăsta a stat liviu toată seara cu Delia, eu am stat cu Eliza acolo, am dansat și după aia la sfârșit s-a făcut niște... Da, asta a fost modalitatea ca ea să-și dea seama de niște lucruri și eu la fel. Nu-i așa, Liviu? Da, mă, nu.
Deci eram 3, până acum mai vine încă unul. Câți? 4. Dacă nu vă fost săptămâna trecută de ajuns voi 3? Săptămâna trecută am fost mai 3. Circul și eu de săptămâna asta cu voi. Dar cum ziceam, i-am zis și asta Elizei și Delia aseară, spre sfârșitul petrecerii. Eu ieri dimineață când m-am trezit, mă pusesem cu o seară înainte pe la 10 să mă culc, m-ați trezit voi pe la 2, după aia v-ați băgat voi la somn și nu m-a luat pe mine somn. Băi, ce fac eu, ce fac, ce nu știu ce. Și am ajuns eu la concluzia următoare. Zic, vine sâmbătă și începe petrecerea. Le iau frumos pe amândouă și mă duc pe terasă. Și le zic în felul următor. Zic, cu Delia am creat o conexiune de la început. Am avut blind date-ul, am avut o întâlnire, am mai avut ce am mai avut. Am simțit niște emoții acolo. Același lucru am încercat să fac și cu Eliza. Numai că nu a mers, adică nu am simțit aceleași lucruri, am simțit în schimb vină, nu știu, mă simțeam mai urea. Parcă aveam nu știu ce relație cu Delia, dar nu aveam nicio relație. Și intenția mea pentru sâmbătă seara era în felul următor, uite. Să reglez conturile. Hai să reglăm conturile. În perioada următoare îți propun Delia ca noi să... În termen de 30 de zile. Să ne cunoaștem, să ne cunoaștem mai bine. Numai că dimineață stăteam pe aici nu știu ce și bagă Delia un bilet pe sub ușă. Iau biletul cu o ciocolățică acolo, Liviu, Delia. Mi-a picat față. S-a schimbat planul. N-am mai, zic gata. Zic, nu mai zic nimic, ce să mai zic? Fii sănătoși, casă de piatră. Stare în casă. Asta era în capul meu, știi? Și a venit petrecerea și na, căutat și eu să mă distrez. Am evitat total contact vizual cu Delia, dar făceam ce făceam, ajungea pe lângă mine, iar s-a uitat la mine și am simțit că ceva. M-am tot văzut că vă duceți pe afară, vineați încoace, iar afară, iar... Zic, ăștia se cuplează până la urmă. Da. A stat la un moment dat afară mult, cred că vreo oră a stat afară. Chiar n-am stat niciodată mult. A stat acolo. Cam că nu pierdem timpul. Ultima dată am stat, da, am... stat mult. Se povești. Că se-mi ție vinovată și nu înțelegem de ce. Tot e așa un pic, nu? Păi mă răcâia în perioada asta. Practic s-a întâmplat ceea ce mi-am propus eu de dimineață, numai că sub o altă formă. Și tu ce voiai să-mi spui aseară, că n-am înțeles absolut nimic. A zis că nu te văd într-o relație nici cu Delia, nici cu Eliza. Am asta o înțeles, că asta e repetat de 100 de videouri. Asta i-a zis, ce? Asta am înțeles. Dar îți spun de ce am dedus. El acum nu mi-are nicio treabă. E... Ai văzut că și-a mutat focusul pe Albert. Da, mă, m-a enervat. Și de ce m-a enervat? Nu bine, începe petrecerea. Eram lângă Eliza, stăteam. Mere la ăsta, Albert. La Didi. Uite. Am observat și treaba aia acum. Uite. Ce zici? Uite. A venit, da, într-adevăr. Îl văd. Mă uitam la el și... la mine, știi? I-a zis. Bă, vezi că te aud, ce zici? Face asta Albert. Și că uite, Delia cu Liviu. Eliza cu Cristi. Tu. Capricile iubirii. V-ați lămurit acum care a fost... Da, a povestit tot foarte clar, da, foarte argumentat. Delia, tu spui că e toxic, că nu fac eu primul pas către un băiat și totuși ai făcut primul pas către Liviu, că i-ai trimis un bilet. Liviu nu mi s-a părut, nu știu, mi s-a părut inofensiv. Adică faci... De aceea te-ai pus în brațele lui? Pe material s-a dat doar partea aia, dar noi am stat și de vorbă foarte mult. Da. Poate... M-a pus în brațele lui din prima, doar pe material nu s-a văzut. Poate ar fi bine să... A fost un rezumat, hai să ne înțelegem că nu puteam, dar au și vorbit, da, așa este. Rezumat. Poate ar trebui să înțelegeți din asta că ar trebui să faceți ceea ce simțiți, nu contrar a ceea ce simțiți. Adică mă, îmi pasă de băiatul ăla și mă îndrept către el pentru că îmi place de el. Care e logica? Adică câți ani aveți? A fost manevră. Săptămâna trecută. A fost manevră, ia zi, ia să te auzim, Eliza. Ce înseamnă manevră? Adică, la modul... Manevră din partea cui? A creat ceea ce se cheamă Scarcity? Da, da, da. Tu nu ai de unde să știi ce... Păi hai să fim serioși. Trimiți un bilețel sub ușă spre Liviu, clar că îl găsește Daddy și îți petreci noaptea cu Liviu și până la urmă ca să te vadă Daddy, că asta a fost până la urmă. E adevărat, tot. Eu am făcut
fix ceea ce am simțit. Eu am simțit. Ideea e că vineri Maria a spus că nu-și mai dorește nimic cu Liviu, că nu vede nimic în el. Și a văzut un drum liber și a zis ok, eu îmi doresc să-l cunosc, atunci acționez. Păi ok, și dacă a făcut manevră, mie nu mi se pare nimic. În dragoste și în război orice e posibil. Dacă așa a reușit să-l... Nu, dar ideea este, hai să nu ne dăm mironosițe dacă... Și vă asumați. Dacă a fost manevră, hai să o recunoaștem. A fost manevră și a funcționat, ce credeți? Nu a fost. Da, n-a fost manevră, zice ea. Să-l cunosc pe Liviu, pentru că între noi au fost câteva chestii. Săptămâna păi n-ar fi stat toată seara cu el dacă ar fi fost manevră și ar fi făcut asta 5-10 minute și ea chiar probabil nu... și-a dorit să-l cunoască. Ar fi făcut o manevră mai scurtă sau cum? Da. Măi, Dediș, mintea femeiască este atât de întortocheată. Cum... ziceți că nu sunt... Nu zic că e cazul Deliei. Dar nici nu mă feresc să spun că n-ar fi. Eu m-am gândit că ar fi fost manevră, dar ea spune că n-a fost manevră. Dacă și tu crezi, atunci hai să fii serios. Tu ce poți să crezi când găsești un bilețel la o zi distanță? Ea știe cel mai bine, ea știe ce simte. Corect. Noi doar ne dăm aici cu presupusul. Nu, dar nu cred că am întrecut noi măsura sau să... facem ceva și din oricum, și dacă ar fi fost manevră, să zicem, o dorință de a manipula situația în favoarea personală, nu văd care ar fi problema. Dacă a funcționat, nu ar fi putut să funcționeze dacă Dediș nu ar fi fost atras înspre Delia. Corect. Ar fi fost degeaba. Și, da, până la urmă, fiecare trebuie să joace cartea așa cum consideră că să lupte. Dar... a luptat. Doamna Ioana, dacă ce părere aveți despre alegerea pe care a făcut-o Dediș? Nu știu dacă la dumneavoastră sau la... când a fost cu rochița galbenă, când m-ați întrebat, nu v-am spus că eu îi văd mirii și mireas? Da. Și când? Că nu știu dacă am fost la dumneavoastră sau în live. Când a fost o rochița galbenă. Da, ce... lăsați rochița galbenă. Spuneți-ne eu... la momentul actual, acum. Da, deci... Da, ce? Deci eu i-am văzut din prima și acum tot. No, evitați întrebarea. Nu înțelegi ce vă întreabă Gabriela și Raluca. Ce părere a fost sau nu manevră din partea... Despre situație? Da. Mie îmi pare bine, că și eu tot așa. Păi normal că sunteți femeie, cum altfel, normal. Deci eu i-am zis felicitări. Ai făcut bine. Normal că sunteți femeie, logic. Auzi, așa se trezește. E adevărat? Păi nu știu, că eu iau vanile. Steți adormiți voi, domnilor? Comparație cu schemele astea, da. Noi nu suntem în stare de așa ceva cu manta, niciodată. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, chestia asta este ceva care mie mi-a apăsat butoanele la modul te resping ca tu să vii către mine, îți arăt că asta eu mă duc către altcineva. Asta e o legea naturii. Tu mă întrebi pe mine ce se află în mintea ta? Păi sunteți psiholog. Sau vrei să validezi ce se află? Îți cer un sfat așa, prietene. Dacă să-ți curs niște coach de relație, ai să afli că metoda asta funcționează foarte bine.